În fiecare an, la data de 6 august, este marcată Ziua Minerului, în această zi fiind comemorați minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni din august 1929. Totodată sunt comemorate victimele numeroaselor accidente de muncă din minerit. Aflat pentru 2 zile în Valea Jiului, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul George Simion, a transmis un mesaj pentru mineri și pentru familiile celor care nu mai sunt în viață. Înaintașilor vin să confirme faptul că întotdeauna, în vremuri grele, românii s-au răsculat și s-au bătut pentru dreptate. Cinste lor că fac parte din niște familii de luptători, iar noi trebuie iarăși să punem pumnul în fața furtunii. Am venit până aici, de la termocentrala Paroșeni, până la Lupeni, cu un tată care n-a putut să-și crească copiii, să fie lângă copii când au crescut. A trebuit să meargă prin țări străine să le asigure un viitor. Și chiar le-a asigurat un viitor, pentru că băiatul cel mic, campion de Kempo, toți acești români care și-au distrus viețile pe calea străinătății, reprezintă fața urâtă a prezentului nostru de astăzi. N-avem voie într-o țară bogată să avem români care îi slugăresc efectiv și cresc bogăția altor țări, în loc să crească România ca o stea mândră și o floare mândră în glastră. În fiecare an, cu ocazia Zilei Minerului, au loc depuneri de coroane la troițele și monumentele dedicate minerilor din Valea Jiului. Reprezentanții AUR din județ, în frunte cu George Simion și senatorul Vasilică Potecă, au depus ieri coroane de flori în memoria minerilor, dorind astfel să nu se asocieze cu celelalte partide aflate la guvernare, ai căror reprezentanți participă de obicei la manifestările dedicate comemorării ortacilor decedați.